Salut, prieteni! Eu sunt Cătălin și astăzi am să vă vorbesc despre caracudă. Caracuda este o specie de pește din familia Ciprinide. Poartă denumirea științifică Carassius carassius. Este înrudit cu carasul, care poartă denumirea științifică Carassius gibelio. Mulți dintre noi încă facem confuzie între caras și caracudă, însă aceste două specii sunt destul de diferite. Caracuda este un pește fidel mlaștinilor, lungilor inundabile ale Dunării, brațelor moarte ale râurilor, lacurilor și bălților de deal și deșes, cu substrat mălos și vegetație abundentă. Mai este cunoscut cu denumiri populare precum crab de baltă, carasită, gurgușel, luniță sau rușinoasă. Unii specialiști consideră că acest pește este autohton în Europa Centrală și cea de Est, pe când alți biologi presupun că peștele ar fi adus din China. Arealul lui de răspândire este Europa, cu excepția unor țări nordice ca Irlanda, Scoția, Țara Galilor, ca și o mare parte din peninsula Iberică și Franța de Vest. Dispariția lui din Spania se datorează în mare parte omului. În Italia, caracuda se poate întâlni numai în regiunea de nord a fluviului Pad, iar în Danemarca numai în Jutlanda. Nu este întâlnit nici în lacurile alpine din Elveția. În Rusia europeană, caracuda se poate întâlni din Ural până pe cursul inferior al fluviilor Obi. Caracuda are un aspect asemănător crapului, numai că partea dorsală este puțin mai bombată. Peștele nu are mustăți, iar solzii sunt mai mici, pe partea dorsală este de culoare brun-verzuie, fiind de culoare deschise pe părțile laterale și ventrale ale corpului. O caracudă poate atinge o lungime corporală de 64 de cm și o greutate de 3 kg. Corpul este plat și foarte înalt. Pe prima radie țepoasă, din înotătoarea dorsală, se observă 25 până la 29 de zimți mici, la fel ca și înotătoarea care are radii țepoase, pe care se regăsesc aproximativ 30 de zimțișori asemănători. Coloritul caracudei este influențat de mediul în care trăiește, astfel, în zone mlăștinoase, are un colorit de arămiu sau cenușiu fumuriu și cu abdomenul auriu, pe când în cazul apelor limpezi, unde cursul este lent, vor avea o culoare de brun cenușiu cu irizații argintii și burta gălbuie argintie. Exemplarele tinere se pot identifica foarte ușor după pata neagră la baza înotătoarei caudale. Înotătoarele pectorale și ventrale sunt roșii, iar restul înotătoarelor sunt de culoare galben cenușii. Irisul ochilor este gălbui. În țara noastră, talia medie a caracudei ajunge până la 25-30 de cm lungime și 150 până la 300 de grame greutate, în mod excepțional ajungând chiar până la 2 kg și aproape 50 de cm lungime. Caracuda consumă aceeași hrană ca și carasul, plătica sau crapul, insectele și larvele acestora, râme, viermuși, materii vegetale aflate în descompunere, semințele și frunzele diferitelor plante acvatice, resturi organice sau moluște de mici dimensiuni. Este un pește care își petrece majoritatea timpului scormonind fundurile mâloase și bogate în substanțe organice în căutarea hranei. De asemenea, supraviețuiește în condiții extrem de vitrege, în medii foarte puțin oxigenate, precum carasul. Caracuda atinge maturitatea sexuală abia în al treilea an de viață. În perioada mai-iunie, femela depune între 100.000 și 300.000 de boabe de icre, cu dimensiuni între 1 și 1,5 mm. În această perioadă se adună în grupuri mari și se îndreaptă spre porțiunile cu ape puțin adânci, cu vegetație multă din apropierea malurilor. Icrele sunt depuse pe plantele subacvatice și eclozează în jur de 3 până la 7 zile, în funcție de temperatura apei. În gastronomie, carnea este considerată bună, dar este totuși un pește cu multe oase. Nu este pe cale de dispariție. Au o durată de viață de aproximativ 10 ani. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, share și subscribe. Eu sunt Cătălin și până data viitoare, numai bine!